Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influencer, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influencer, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Desdemona. Sunt doar Marius și Ilona. Mai ce faci? Stai. Alo? Ești supărat? Ești supărat pe mine? Ești supărat, nu? Ești supărat. Dar nu mai pot, bă, nu mai am loc de tine. Pe toate canalele unde deschid, pe toate, mă aștept, mie mi-e frică să deschid geamul, Ilona. Că mi-e frică că te găsesc în fața geamului. Cântând, nu, sau făcând un moment de comedie, sau făcând un moment de striptease, sau făcând un moment de balet, de operă, de nu mai știu ce, că faci de toate peste tot. Stai, mă, puțin. Chiar... Păi, dar cum? Aseară a fost seara ta, eu am intrat fără tine la început, da? Și aia a fost seara mea, că ai intrat fără mine? Păi cum? Stai un pic, că m-a jurat toată lumea când am intrat fără tine. Aia, să vină Marius. Păi nu era momentul să mai câștig și eu un pic din publicul ăsta al nostru? Că dar chiar așa, pe toate canalele? Păi... M-a urât toată lumea aseară, nu mi se pare normal. Că acum, uite, ar trebui să mă supăr, să te lasă ție emisiunea singur. Că aseară câtă lume m-a înjurat. Dom'le, vrem cu Marius, să vină Marius înapoi. Unde e Marius? De noi vrem emisiunea cu Marius. Păi că s-a obișnuit cu un clown. Păi și cum? Nu trebuie să am și eu momentele mele de glorie, măcar în emisiunea asta? Vezi că eu cred că toți aia de care ți-ai bătut joc acum în emisiune, așa, îți fie treaba ta. Nu te mai suportă nici Delia. Nu te mai suportă nici Mihail Bendeac și nu te mai suportă nici Chelu. De unde știi tu? Te-a sunat cineva? Nesimțitule, bagă-mă înapoi. Am văzut. Cu tricoul ăsta am intrat și ieri. Tu tot mai speri. N-am intrat cu tricoul ăsta ieri. Ba da, tot cu ăsta era ieri. Ieri am cu o vestuță fără mâneci, gol. Da, unde e? Da, alaltă păi, e. Deci tu mă vezi, e evident că tu mă vezi doar îmbrăcat. Lasă, acum ține emisiunea, hai, că ești marele comic de pe emisiunea Welcome Us in Our Home și te rog să ții emisiunea, domnul Marius Manole. În primul rând că nu sunt comic, în primul rând că eu sunt intelectual, sau semi-intelectual. Așa. În al doilea rând că eu nu am venit aici ca să fac pe oameni să râdă, că nu sunt... la circ. Problema știi care e? Că s-au bătut riciurile între ele. Aici mi-a fost mie un pic frică, știi? Păi, rici mai mică în seara asta noi n-am avut de când suntem, Ilona. Deci tu nu faci altceva decât să ne faci concurență proprii noastre emisiuni. Știu, am greșit păi... aici, dar nu mi-am dat seama că se întâmplă chiar în același timp. Acum ferească Dumnezeu să mai vină și mangalița aia pe cap. Dacă nu începe de pe la 10, nu mai vine. Slavă Domnului. Nu mai. Stai liniștit că de acum ne ocupăm doar de asta. Nu, dar sunt foarte supărat. Te-am văzut acolo, arătai bine, adică erai și erai, cum se cheamă, prea bine arătai, bă, pentru actriță. Nu, mă, dar eram fardată, eram machiată. Păi tu nu m-ai văzut pe mine cum sunt, de fapt. Am văzut, da.
Era lucrătură mare acolo, era tapet, era fard, era coafor, era nu așa. Cât ai luat? De, nu pot să zic în public. Mult, oricum. Zi, mă, cât ai luat, că suntem aici între prieteni, ce-o fi? Nu, pă, mă, mult, enorm. Ai luat peste? N-am luat, am luat. Am luat, am și dat, că eu nu doar că iau, eu mai și dau ca să apar în astea. Păi tu cum crezi că e? A, păi nu știu că pe mine, Ilona, eu stau acasă și stau cu telefonul sub pernă, dorm cu el, mănânc cu el, ies cu el în parc. Eu nu las telefonul și nu mă caută nici nimeni de la nicio emisiune. E, nu știu ce să zic. Dacă n-ai de unde, ai dat ceva, ai sunat și tu în stânga și în dreapta și ai întrebat, domne, poți să vin și eu acolo, poți să vin da, acolo? Am sunat și am jurat pe toți de numai. Și n-a vrut nimeni? N-a vrut nimeni. Parca de la Cucove, au zis, m-au lăsat așa un pic ușa deschisă, că au zis, bă, hai când n-o veni altcineva, când n-o fi altcineva, te introducem pe tine. Uh-huh. Dar eu pot să aștept acum fiecare dimineață pe Adela și pe Cove? Stai mă puțin, că uite, toată lumea, tot publicul nostru te venerează aici. Uite-te și tu să-i spună cineva și lui Marius că este iubit. Da, nu? Mă, dar nu e publicul ăla. Noi avem nevoie de public. Cum se cheamă ăla? Este un public anume. Audiența și Curiciu sunt două lucruri diferite. Ia explică-le tu, care sunt astea două lucruri diferite? Că-s tare curioasă. Păi audiența aia când se uită cineva la tine. Așa. Și Cariciu e, ca să fie rici, trebuie să fie ăia care cumpără de la tine produse. Așa. E importantă puterea de cumpărare. Așa. Înțelegi? Și noi ce avem în seara asta, rici sau audiență? Audiență. Exact, vezi că știi? Audiență. Avem audiență, dar să știi că e foarte scăzută. Sunt 423 de oameni la nivelul ăsta. În alte seri eram sus, dar ai distrus toată piața. Ieri mi-am stricat piața cu Luca ăla. Dacă n-a fost atâta de lăudat, atâta de ținut în brațe, atâta de... Ia uite, doamna doctor. Atâta de lăudat, că e cel mai mare pianist, că ce frumos e. Dar am primit telefoane de la vedete mari, că după Luca vor să, și acum nu e glumă, că vor să apară să fie în emisiune, să facem cu toții, să nu știu, eu zic să căutăm invitați mai jos decât noi. Da, eu zic la fel. Păi asta s-a întâmplat. Adică până acum ce să zic? Ei, lasă că și pe Medea Marinescu a ținut-o lumea în brațe de ziceai că era Maria Mirabela. Că era doar Bela. Bine. Da, mă, ideea e că noi așa creștem emisiunea, noi ne folosim ca să știe toată lumea de persoane mai importante decât noi, ca să crească din emisiune. Nu? Păi nu, da, dar nu știu dacă nu așa asta. Nu știu dacă o să ieșim cu fața curată din perioada asta. Știu, am fost măgar, ne-am folosit de atâtea vedete de celebrități, adică totuși s-a deranjat domnul Pavel Bartoș, s-a deranjat... Am deranjat oamenii de acasă totuși să vină în emisiune. Mi se pare... Poate uite, cineva ne scrie că până nu-l chemăm pe Shell e degeabă. E, ia să vezi. Dă-mi voie, Orațiu, să-ți spun că degeaba am scris, că nu văd ce-mi scrii, că sunt pe telefon, deci nu sunt pe laptop. Bun, hai să vedem. Ai un prieten imaginar, cu cine vorbești? Măi, Lona, tu chiar mă discreditezi? Tu cu cine vorbești acolo? Ai un prieten imaginar pe care îl cheamă Horațiu? Am mai mulți prieteni imaginari pe care ai, care îmi pare ciudat că ai și un delay așa în vorbire. Te concentrezi, parcă cumva vrei să te asculți vocile din capul tău sau nu știi ce să faci, ești puțin debusolat. Știi ce am observat? De fapt că n-ai cască în seara asta. Adică eu am făcut toată emisiunea și toată lumea te-a lăudat pe tine că mamă ce bun prezentator e Marius la emisiune, ce nu știu ce. Și eu toate emisiunile le-am făcut fără cască, dar lumea n-a observat. Și a zis, dumne, vrem cu Marius. Băi, tu știi cât de greu e să lucrezi cu cască? Știi uite, cât de greu e? Vezi, uite, nu se poate șopti replicile. Să știe toată lumea că spiritualitatea lui Marius vine din cască, de fapt. Eu mă chinui singur aici ca proastă, am scris scenarii, am toate ancuri de scenarii în fiecare seară, înainte de emisiune scriu. Eu cu asta mă ocup, scriu scenariile la emisiunea asta. El îi dă în cască și ha-ha-ha, ce râdem cu Marius Manole. Păi nu-i normal așa. Da? Bă, nu-ți ajunge celebritatea, de la televizor. Seara asta ești fără cască. Gata. Punct.
Ce să nu mai ajunge celebritatea de la televizor. Nu ți ajunge cât ai fost pe toate plăsmile și pe toate posturile. Nu minute am fost. N-ai văzut că mașinile opri repede. 10 minute, pe dacă eram șmecheră, eram 2 ore pe post în prime time. Nu eram 10 minute. Ce înseamnă? Ei, acum să nu exagerăm, că nu ești chiar Marlene Dietrich. Ești tu o comicăreasă de... Dar chiar vrei să păstrezi postura asta de comicăreasă și după pandemie? Da, păi da, cum să nu? Bineînțeles. Păi... Căutau la Globus, căutau femeia cu barbă, bărbatul cu păr, da? Și comicăreasa comică. Păi acolo te încadrezi și tu. La femeia cu mustață sau la bărbatul cu păr? La femeia cu mustață. Ești... Uite, uitați-vă, oameni buni, vă rog să vă uitați la el cum stă debusolat și amărât acolo în colțul lui cu cărți, da? De unde ne transmite. Amărât pentru că m-a terminat momentul ăla de la ai umor. Nu, e adevărat, știu eu, ești amărât că n-ai cască. Asta e problema, da? Aici e durerea. Bine, hai să vedem mai departe, că să trecem de mizeria asta de emisiune care a fost. Așa. Am înțeles că ai pregătit o invitată. Fă-i o prezentare, un curriculum vitae, prezintă-ne pe cine ai adus în emisiune. Păi stai mă puțin, că știe toată lumea că a fost cover la emisiune de dimineață, a fost pus. Cum? Este prietena noastră, Lia Bugnar, și dramaturgul și regizorul care ne-a scos din multe situații de criză și din sărăcie de multe ori. Lumea de aici, tu crezi că nu știe că noi înainte de asta am fost și actori, înainte să fim prezentatori? Păi noi am fost actori. Te rog să nu mai amintești. Noi am fost actori de teatru. Noi am jucat teatru. Mergeam prin oraș și erau afișe cu mine pe toate gardurile. Dar bineînțeles, eu am avut afișe mari, adică din alea A2, A4 am avut. Am avut la Green Hours, am avut la Teatru de Comedie, la Teatru Metropolis. Pe la Teatru Metropolis intram acolo, mă saluta toată lumea. Acum dacă mă mai duc, nu mai știe nici dracu. Păi, eu de aia zic să tragem de emisiunea asta ca de o plastilină. Ca de m-am luat toată lumea, adică tot ce s-a chinuit Ilia să facă în atâția ani de zile, s-a dus pe apa sâmbetii, pentru că pur și simplu nu mai știe nimeni cine suntem. Decât de 400 de congelați care intră în seara asta aici și ascultă cum vorbim bălării. Deci mie mi se pare... Poate tu vorbesc. Bălării. Eu vorbesc lucruri foarte interesante, pentru că eu în cursul zilei și lecturez și eu când vin aici nu mă prezint cu prezentatul la televizor. Trebuia să vină cineva, exact, uite, Lia v-a scos din anonimat, trebuia să vină cineva care să le amintească oamenilor că noi înainte de asta am jucat cu sală plină la Green Hours. La 80 de spectatori era plin. Ochi acolo. Eu am avut câte 3 reprezentații una după alta la Green Hours. Era 80 cu 80 și cu 80. Era... Am avut turnee la Craiova, am avut la Galați, am avut la Râmnicu Vâlcea cu fata din Curcubeu. Am avut turnee peste tot, am fost în toată țara asta, am fost chiar o țară întreagă. Și uite cum am ajuns acum să... În fine, nu mai zic nimic, dar lasă că o să intre Lia și o să ne aducă ea aminte și poate... Dar nu știu de ce nu intră. Nu știu dacă are rețea sau are conexiune. Cum să n-aibă? Măi, Lia, dacă ne aude... Dacă... Uite mă că ne aude! Uite mă, dar ce frumos că te-ai prezentat, mă, Lia, mă. Șoarece, m-ați făcut voi de mi-am dat cu fond de ten în pandemie. Asta da, aici și noi ne dăm cu fond de ten. Și eu sunt dat cu fond de ten și luna dată cu Dita mai fondul de ten. Îți place rujul ei roșu? M-a dat greșit. Ilona are o gură frumoasă, cu sau fără ruj. În materie de ruj roșu... Păcat că o deschide. Nu m-a întrebat pe mine de ruj roșu, că eu fiind o persoană bej, nu, pentru mine aia e ceva ce nu pot să văd. Mă strepezesc, eu nu mai văd. Dacă îmi dau cu ăla, nu mă mai observ. Vezi eu roșu așa. Ilona e un om cu Dita, e ochii cu asta. Merge. N-am reclamații. Dar și tu ești frumușel, șoarece. Hai, Ilona, hai că nici o râdmeți. Mă, Lia, fac eforturi pentru că a fost multe de corectat la fața asta în timp. Te agăți de fizic. Mă agăți de fizic, dar mă agăți și de panorama asta. Superbă, dar doamna. Dar multe roluri pe fizic. Eu nu știu dacă spectatorii ăștia ai tăi știu cum ai debutat în București, că erai luat pe fizic. Și erai în bustul gol, în asta, reștinau fetele în sală. Și în ambiții de vară, unde jucai tu puc,
Și eu am făcut greșeala că am venit cam la 9 ani după premieră. Băi, deci eu jucam puc și dansam, aveam un, tot rolul era la bustul gol, da? Și eram, na, aveam 23 de ani când am făcut spectacolul, 24, 25, nu mai știu. Am și arătam cât de cât timp. Ia uite. E, aici eram deja din masculin-feminin. Era deja trecut aici, copii. Era, nu, asta deja trecut aici. Trandafirul. Aia e cu trandafirul poza. Chiar dacă e de la masculin-feminin. Da. Așa. Am împrumutat-o. Și am jucam și la un moment dat i-a zis, bă, n-am văzut visul de vară, să vin să văd și un spectacol. Doar că l-ia venit după 9 ani când eu eram foarte grăsuț. Dar tot la bustul gol. Bă, și mi-era o rușine. Că o sugeam eu la burta aia, dar cât să suge acum, că nu se putea tot să, știi? Și eram și eu și domnul Bodochi, doi grăsuți care ne sugeam burta în scenă. Este? Fiecare pe atunci. Știi? Dai seama, eu n-am permis să mă duc să sug burta lui domnul Bodochi, că era actor cunoscut, nu era ca mine, știi? Băi, și am văzut asta și am zis șoarecelui, șoarece, ori schimbați regia, ori sunt tu regimul, că nu e, ce se întâmplă acum nu e ok. Și după aia a început Marius cu alergat câte o oră pe zi, cu nu știu ce. Influența asta. Lioara, dar să știi că el acum primește mai multe comentarii. Acum toată lumea zice de el că e sexy, că nu știu, el și acum e îndrăgit. Dar eu asta am și vrut acum, să declanșez treaba asta, să-i declanșez lui Marius o avalanșă de declarații, de... admirație, de amor. Mai eu am ales, poate ești curioasă, Lia, poate ești curioasă să mă întrebi de ce am ales televiziunea. Păi când ai ales televiziunea? Mă rog, nu, am greșit. Mă, dar și tu mă sancționezi fiecare. De poate ești curioasă, Lia, să mă întrebi de ce am ales să fiu onlineist. Ah, ok. Deci ai ales micul, foarte micul ecran al computerului. Exact. Chiar al telefonului. Da, chiar, și mai mult, din ce mai mult. Dar zi și o ricătură, sunt foarte curioasă. De ce? De ce? Dragă Lia, am ales internetul online, să fiu onlineist, pentru că mi se vede numai de aici în sus, unde eu încă m-am păstrat. Am înțeles. Că dacă eu dau de aici în jos, unde nu m-am păstrat, nici eu nu mai știu ce am, că de multe ori nu se vede de sus. Dar tu știi că noi pe data de 21 avem un spectacol, pe 21 mai avem un spectacol online de teatru, scris și regizat de mine cu noi doi, în care eu m-am gândit la aspectul ăsta și tu te vezi numai de aici în sus, numai de la gât păi în sus. Da. Păi da, tu când m-ai întrebat ce vreau să joc, dacă ar fi să joc, eu crezi că de ce am ales acel spectacol? Tu o să ai până la urmă spectacolul de Marius în care se vede asta, porțiunea asta, de la sprâncene în sus. Asta Lioară, dacă în scurt timp, că dacă începe să îi rărească părul pe aici, nu mai joacă nici de acolo încolo. O să joacă doar pentru surd omul, doar cu mâinile, că alea o să mai meargă. Ilonașule, nu știu care sunt ierarhiile pe aici, dar uite, eu în momentul ăsta mă opresc, eu nu fac mișto de șoarecele. Tu fă-ți, o să doamne, faci. Eu ai stăpânit de copil rebel aici, nu știu, eu nu mă bag. Din secunda în care ai intrat și ai zis șoarece, m-ai discreditat oricum în ochii. Aoleu, iartă-mă, nici nu mi-am dat seama. Dar tot publicul râde de mine. Șoarece, șoricătură. Aoleu, și șoricătură ți-am zis. Asta e acum. Adică nu mai te întreb, dacă tu erai, să spun că intrai, erai invitată la într-un platou. La Andreea Berecleanu. La Ellen DeGeneres, la Ofra Wichem, la Teo Trandafir până la urmă. Îi ziceam eu lui Ellen DeGeneres veveriță? Ziceam veveriță lui Ellen DeGeneres? Dacă îi ziceai veveriță lui Ellen DeGeneres, cred că plecai acasă cu ea. Dar... ceea ce până la urmă e de luat în considerare. Că când un om are umor, nici nu te mai gândești la orientare sexuală la asta. Umorul, nu știu cum să zic. Transcede, Lia. E un organ, în plus umorul. Da, dar vezi tu că... acum, că el sub statutul ăsta, că într-adevăr e foarte mare și așa, în emisiunea noastră, el e top, înțelegi? Dar eu nu pot să las așa, că se urcă, efectiv se urcă în capul meu, adică nu, chiar nu pot să, n-am ce să-i fac. Trebuie să-l atenționez, pentru că noi am pornit în chestia asta cu două contracte egale, adică noi tot împărțim la jumate, totul e egal aici în emisiunea asta, știi? Am înțeles. Nu mă bag, voi aveți
astea ale voastre, eu nu... Eu vă respect. Măi, Ioară, dar să revenim la tine. Uite, dar ce comentariu? Marius este cel mai sexy boss umflat. Boss umflat în două cuvinte? Eu n-am ochelarii. Deci boss... în două cuvinte, Lia. Boss umflat. Ah, că ești umflat. Da, dar sunt umflat și sunt boss. Da. Dar să revenim la tine, Lia. Cum te descurci? Sens. Ca român. Toate sensurile. Ca român, mă descurc. Mă descurc. Te Băi, descurci. Sunt foarte mândră în pandemia asta. M-am lăsat de fumat. Ceea ce știi că eu fac ciclic. Eu mă las de fumat. Și nu o zic ca să vă stea în gât țigările alea. Dar știți că eu aveam o problemă reală. Eu n-am măsuri. Eu dacă fac o treabă, o fac. Și fumam. Și am lăsat fumatul, motiv pentru care am făcut sport, am făcut yoga zilnic. Nu mă ridic să vedeți ce trup am dobândit. Dar poți să te ridici? Nu te ridic, dacă vezi la mine aici la burtă, mai rău, mi-a fost rău zilele astea, m-am chinuit cu 4 minute de sport, mi s-a făcut rău pe aici până casă, deci nu, sportul și fumatul, pățești ca domnul nostru Cotabiță, potolește-te. Stai acolo. Eu, de exemplu, azi, Lioară, am întors, am comandat niște mici. Mi-au venit micii. Ce-i asta? Dacă v-a spus pe mine din regie să vă bateți joc de mine astăzi, eu de mâine întrerup emisiunea și mă duc la alte emisiuni care mă respectă. Scoateți mizeria asta de pe ecran, vă rog eu frumos, că să uită mama. Dar ce ar spune oamenii ăștia să știe cum era numele complet? Că Șoarece e doar pre-numele. Numele complet era Șoarece Lihnit. Dar dă înainte, Lioară, dă înainte, dar făceți-mă de... Dar... De ce deci să nu distrugeți Marius, ca să știe și oamenii, când l-am cunoscut pe Marius, avea vreo, nu știu, 20 de kg mai puțin și fuma 5 pachete de țigări pe zi. O persoană mai ascuțită și era imponderabil. Deci Marius zbura... Impotent. Dar... Ce? Ce zici? Și impotent. Imponderabil și impotent. Asta n-am verificat, Șoarece, dar te cred. De la țigări. Era imponderabil. Ziceai că e Nijinsky, dansa minunat, așa, dar fuma, respira prin țigară și era extraordinar de slab. Și mie mi s-a părut că așa îi se potrivește. Și numai așa îi ziceam, Șoarece Lihnit, când îl vedeam. Dar atunci era și proaspăt venit în București, eram și eu... O fată la fel, care încercam să mă descurc și na, ne permiteam. Nu asta vă zic, că eu azi am primit niște mici, am primit niște mici foarte buni și am căutat un tutorial să văd cum să fac micii. Era simplu, i-am pus pe grătar, așa arăta acolo, i-am întors de 2-3 ori și arăta că trebuie mâncat. Asta am făcut, 7 mici, cu o jumătate de burcan de muștard. M-am asigurat. Cât ai mâncat? 7 mici. Bun, 7 după 6. Dar okay. Chiar șepte după 6. Acum mai mănânci carne? Eu? Da. Niciun fel de animal. Nu, nu mănânc. Nici niciun măcar animal. Omul? Nici măcar? Omul? Mai ales omul nu-l mănânc, că e indigest. Hai, Lia, omul e ca pomul, ca domul, ca romul, ca un fir de trantafir, ai sicuri. Da, nu mai mănânc carne, mă. Nu mai mănânc. Mă gândesc că în unele culturi cineva ar putea să-l mănânce pe Iago, pe cățelul meu. Și atunci, dat fiind că o vacă, un miel, un asta sunt un fel de colegi de-ai lui Iago, mă gândesc că nu-i frumos. Și nu mă, n-am mai mâncat. N-am mai mâncat de multe luni niciun animal. Și atunci iartă-mă că zic, ce mănânci? Ai, mă, e plin, adică planeta acum colcăie de mâncare, n-ai nevoie să mănânci animale, dar hai să nu facem despre asta emisiunea, te rog. Da. Că nu, cine nu mănâncă animale și nu face. Zi. Înțeleg că ai tu secretele tale. De ce a ales Lia Bugnar să lucreze cu Marius Manole și Ilona Brezoianu? Eu știu că ție îți plac de ce a apărut în presă, dacă îmi dă din regie. De ce râzi? Regia n-am cască, nu e ca să spun să te pregătezi dinainte. A apărut un articol, văd aici. Lia Bugnar iubește actorii proști. Nu, n-am înțeles de ce ai declarat asta și după aia ai lucrat foarte mult cu mine. Așa și cu Lia. Așa le inventează, le puneți voi, le inventați voi? Cred nu, că găsite pe internet din adevărul. Faptul că eu sunt atât de talentată nu mi-a
dus neapărat fericire, am încercat să le dau o șansă actorilor proști, am ajuns să iubesc. Asta e mie o minciună? Nu-l ia, apare ziar, e luată din ziar, nu vezi că e luată de pe un site de la Doamne, iartă-mă, dar cum? Ai mă șoară, ce că ai decupat tu și ai lipit cum fac criminalii aia în serie, iau câte o literă și lipesc și fac un anunț de la ce, să mă păcălești pe mine? Da, de fapt, nu m-ar mira. Deci nu m-ar mira să fie apărut chestia asta în presă. Pe mine nu mă mai miră nimic din ce ar putea apărea în presă. Nu mai sunt băcită. N-am. Nici n-ar conta, sincer. Ia, da. La cum cu Marius Manole că este criminal în serie. Ilona, ai ales bine. Ai luat bine. Ai bine în casă acolo. Tu zici... Hai să stingem lumina, să nu consumăm curent și te trezești cu bagajul în stradă, că ai zis, că ai făcut, ai mai acuzat, mai... Exact, exact. Deci aceste lucruri s-ar putea întâmpla, m-am înroșit, eu nu știu dacă vedeți, că sunt roșie. Ba da, se vede că ești roșie, dar nu înțeleg de ce ai declarat asta, pe mine unul nu mă jignește, că îți dai seama că eu știu ce actor sunt, dar m-a mirat așa afirmația, știi? Doar ce știi de ce? E posibil, eu să fi avut și ceva la bord când mi-a luat. Și dacă m-a prins mai abțiguit așa, tu știi că eu încep să zic. Nu mai ai. Da. Sau poate aveam dragi, eram nervoasă și tot așa, știi că nu mă mai cenzurez și zic. Am zis? Am da. Înțeles. Da. Ți-am fi făcut noi nefăcută. Ori n-am învățat textul, ori am improvizat prea mult. Vreo nefăcută, da. Ori n-am repetiție. Ceva am făcut. Voi, că știi că mie nu-mi s-a resandărat din semin. Lioară, tema emisiunii de astăzi, pentru că noi avem o temă tot timpul. Doamna Lidia ne cere o temă. V-ați făcut-o? Da, este doamna Lidia ne dă înainte mesaj pe ea să vadă dacă intră sau nu intră. Și dacă îi spunem tema și e mulțumită, intră. Dacă nu îi spunem tema, nu mai intră. Asta e, na, așa spectatorii noștri pretențioși, că noi avem o zonă pretențioasă. Deci tema emisiunii noastre este schimbarea, Lia. Schimbarea. Și eu, da, și eu știu, și Cristina știe, dar tu nu știi, adică ei nu știu, oamenii care ne privesc, că tu ai făcut o schimbare, deci tu fiind actoriță, nu? Da. Te-ai apucat într-o bună zi să scrii piese de teatru. Da. Păi uite, eu am încercat și eu, că am zis că dacă tu ai putut, eu de ce nu pot? Am luat o foaie de hârtie, am luat un caiet mare, că am zis că scriu o piesă mai mare, știi? Că eu am vrut să scriu 4 acte, să aibă piesa 4 acte. Că eu am văzut ce scrii tu. Tu ai maxim 2 acte, să mă ierte Dumnezeu, nu te contest. Dar eu am zis că vreau să fiu... Așa portul și buletul. Așa. Exact. Eu am vrut să am 4 acte. Și am început cu prima propoziție, am scris-o și pe a doua, dar la a treia m-am cam blocat un pic, că n-aveam limbajul, n-aveam cuvintele. Limbarița. Și da. Tu cum ai făcut? Adică la tine cum s-a dezvoltat? Cum ai făcut? Deci, la mine n-a fost așa de complicat ca la tine, ca din actriță să mă fac scriitoare, pentru că, spre deosebire de tine, eu nu jucam nimic. Deci pe mine nu mă încurcă actorie. Cum nu jucai? Jucai la Teatru Mundi, dar cum? Jucai la Cătălina Buzoianu? La Teatru Mundi, unde nu se juca nimic. Adică era un teatru care lua banii de la stat și nu se monta nimic și sala nu era funcțională. Adică era actualul Teatru Metropolis, pe care după aia Ivașcu l-a făcut minunat, cum e el în momentul ăsta, teatru, dar atunci era o paragină nenorocită și cădeau bucăți din teatru pe mașinile oamenilor din față, mă rog. Era un simbol, doar ne luam leafa, nu jucam acolo nimic, eram și... Uite, ca acum în pandemie. Cam ca, aproape ca acum, jur. Și eram și cu un talent foarte firav. Deci talentul meu era pirpiriu, rău de tot, în materie de actorie. Și atunci, așa cum în clasa 12 la liceu, nefiind bună la nicio materie, m-am hotărât să învăț chineză, să dau la chineză, că am zis... No, de orice mă apuc, voi fi mai bine decât astea toate la care nu sunt bine. Și m-am apucat de chineză. N-am intrat, că nu s-a mai dat prin chineză. Ai învățat ceva în chineză? Adică ai putea să ne reciți în chineză dacă e? Pot să vă număr până la 10, durează o secundă. Doriți? Da, ce tare. Stai, 2, 3, Lia Bugnar, număr în engleză, în chineză. Chineză. Iar se înseulia, ci pați ușe. Asta a fost tot. Te rog, vrei să mai repeți, că aș vrea să învăț un pic. Vrei să-ți arăt pe degete ca să vezi că e? Stai să văd cum ții mâna. Ți-arăt așa?
Da, da, ia. A, eu știu, eu nu știu până la 10. Eu am învățat, nu știu de ce naiba, am învățat de la 11 până la 20. Hințe, oaie, oții, din unde, ha, e, ha, e 20. Da, și e un 20 de la triumfător, de zici că 20. E, păi, la ei la 20 se termină, ei nu mai mult de 20. A mai grasă găinușă e 20. Aia e finalul, la ei la 20 e finalul. Da. Ilona, tu ai învățat ceva în chineză? Că te uiți ca un chinez. Da. Poți să ne numeri sau să ne spui ceva în chineză? Păi am învățat tot ce a zis Lia, tot să număr până la 10. Am învățat de la ea, că eu am și ureche muzicală, lăutărește am învățat. Mai zic o dată și vrei să mai zic o dată și vă adormiți? Da, te rog, te rog, da. Ears, însă, ori, o țipa, cioșă. Pina, hotot, pina, sonșă. Ai vorbit un pic în maghiară? Da, mie nu, dar ea a sărit, ea a numărat, tu ai văzut că ea a numărat 1, 2, 3, 5, 7, 9? Da, șoarece, da. Da, 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 n-a nimerit, n-a nimerit. Mie mi s-a părut că a numărat în maghiară, Ilona, dar mă rog. Mă rog. Uite, cineva întreabă foarte frumos. Am întrebat aceste inepții le urmărește cineva? Da, uite, cineva da, e de părere că e aproape ungurește, da. Eu nu văd nimic din ce se scrie aici. Ce în chineză, întreabă cineva. Am apucat să văd cu ochelarii, după care mi-am dat jos, pentru că țin la aspect mult, mai mult decât să fiu conectată la realitate, după cum se vede. Și acum eu aș putea să zic că la șoarece se zice șeșu, pentru că eu știu perfect prima lecție a mea de chineză, care este aceasta, e o carte, eu nu sunt profesor, eu sunt student și orice mă întreabă oamenii, zic una dintre propozițiile astea că nu mă poate verifica nimeni. Uite, Raluca ne spune că în chineză la șoarece se spune șu. Șuse. A, șu se zice. Șuse. Depinde, ei au 5 tonuri, copii. Și șu ăsta, șu, de exemplu, înseamnă carte. Poate că șu, poate să însemne șoarece. Habar n-am, dacă doamna domnișoara zice așa, înseamnă că așa e. Ia, acum cineva care a scris ceva în chineză. Dar parcă mi-aduc amintele oară când am fost noi. Nică, deci primul este ni, care înseamnă tu, al doilea este șu, cred. Și după aceea, nu știu ce e următorul. Dragi copii, bine ați venit la ora de chineză. Iulia Bugnar și Ioana Brezoianu. Vreau să vă spun ceva și aici nu glumesc deloc. În momentele în care sunteți foarte amărâți, gândurile vă fac țândări, vi se pare că totul e aiurea, că nu mai scoateți la capăt, intrați pe internet și vedeți lecții de limba chineză. Ele se dau în general în engleză, dar sunt foarte explicite și foarte mișto. Băi, sunt atât de relaxante, oamenii ăștia au o limbă atât de frumoasă, semnele sunt atât de poetice și e un efort de concentrare atât de mare ca să le faci, încât realmente... Băi, fata e... să mă ierte Dumnezeu. Unde să mă uit la limba chineză ca să mă... pe bune acum, nu se poate. Hai, mă rog, să o lăsăm. Hai mă, șoarece, da. Jur că e. Deci este o poezie. Uite, de exemplu, verbul a vrea, la ei fiecare semn din ăla nu are nicio noimă, adică îl înveți în ordine, înveți în ordinea liniuțelor alora. N-au noimă, nu-i un alfabet. Sunt semnele și le înveți. Dar eu cât m-am chinuit, Lioară. Verbul a vrea, Lioară, dar nu dai seama ce înseamnă, ce efort înseamnă asta pentru noi care de-abia dibuim 5 cuvinte în limba engleză? Nu e un exercițiu ca de meditație, de relaxare. De exemplu, verbul a vrea, mai încerc o ultima oară să vă zic și dacă nu renunț la ideea asta. A vrea este format din pictograma înserare și pictograma femeie. Ce poate fi mai frumos? Adică e o poezie, un poem. Mai frumos decât atâta poate să fie limba română. Ia zi. Mă, limba română e frumoasă pe a noastră, dar nu e un triumf al limbilor de pe planetă. Lasă-mă, Lioară. Păi dacă am stat eu la bastonașele alea... Eu iubesc limba română, eu din ea trăiesc. Eu am o relație de amor cu limba română, dar obiectiv... Trebuie să ai de talent, oricum ca să înveți o limbă străină, trebuie să ai talentul ăsta de a învăța o limbă străină. E și ăsta un talent? Eu nu cred că l-am. Tu oricum ai fi foarte bună să înveți o limbă străină pentru că ești extrem de muzicală și cred că
n-ai avea niciun fel de problemă, ești foarte muzical, oamenii muzicali la mine, nu, la mine problema e când trebuie chiar să învăț ceva logic, nu muzical. Adică muzical eu învăț și așa am câtă toată viața lăutărie după ureche. Dar când e vorba să fac și ceva concret, cum a fost gramatica limbii engleze, n-am reușit, adică am fost praf. Da, este jale cu fetele astea. Deci eu vreau să continui misiunea și vreau să continui misiunea să aflu din biografia acestei artiste, Lia Bugnar, cum a fost, cum s-a agățat ea pe scara socială de a ajuns cineva în ziua de azi, de a fost invitată pe la emisiuni, dar nu pot cu fetele astea. Uite, acum, de exemplu, stau de vorbă cu un om deștept. Ce mai spuneți? Ei, ce să spun? De ce emisiunea e interesantă? Nu, dar v-am întrebat serios. Păi eu serios vă răspund că emisiunea e interesantă. Vă rog eu frumos, concentrați-vă un pic și noastră că vă scot. Vă scot. Da, Livara, ăsta a fost momentul lui solo. Ăsta a fost Riturnela. E nejucat. Șoricătura e nejucat. A băgat o Riturnela. Păi ce a mai pomenit el așa, mă, el de 10 ani joacă seară de seară? E nejucat el acum. Că asta e emisiunea seară. Ce zici? Eu fac emisiunea asta seară de seară tocmai de aia, ca să nu-mi ies din mână. Ca să nu-mi ies din mână, dar nu se poate compara ce consumai tu cu aici, asta e așa de... Asta făceai tu la cabină, șoarece. Asta făceai tu la cabină la fiecare spectacol. Tu îți faci asta, faci nebunia asta, după care când trebuie să intri în scenă se termină emisiunea, adică tu nu o rezolvi. Eu după emisiune aștept să înceapă spectacolul, dar nu bate gongul. Exact, exact. Atâta problemă am. Da. Așa, zi-ne Lioară mai departe. Deci te-ai apucat de scris. Da, mă, m-am apucat de scris. Ai o problemă cu asta? Ce pot să fac? Cu ce pot să te ajut? Așa, și ai scris. Dar eu te întreb, când a survenit succesul în viața ta? Succesul a survenit și oarece am fi ipocrit să zicem că nu a survenit oarecum și cu apariția ta în viața mea. Tu și cu succesul ați venit cam de mână, așa, legănându-vă un pic, că pe vremea aia tu care le mai beai așa, mă, vechi că o bea. Eu i-am zis și Ilonei că eu vin cu succesul la pachet, dar ea nu și nu, că de fapt de la ea vine, mă rog. Am scris și eu în glumă o piesă și s-a aprins. Și cum eu mă săturasem de anii mei de ratare, pentru că nu jucam, eu terminasem facultatea și de 10 ani nu jucam nimic, eram la Mundi acolo, nu făceam practic nimic și am scris o piesă foarte în doi peri și a prins, imediat, din primă. Și atunci mi s-a părut drăguț ca oamenii să aprecieze ce fac, că de fapt toți ăștia care ne facem actori avem un ego destul de gonflat, așa. Și ego-ul meu suferea ca un câine, nu-i dădusem nimic de ani de zile. Nu. Și atunci când am văzut eu că merge cu scrisul, cum a fost, știi? Și a văzut că sunt bune. Și atunci am continuat să scriu. Și așa. Oamenii au fost drăguți cu mine mereu și au zis că ce drăguț, ce frumos, ce bine, ce știi tu. Vă mulțumim că există. Păi și n-ai întâlnit, de exemplu, preopini critici care să te critique, dacă-s critici, care să te oprească din drumul tău, din ascensiunea asta a ta spre glorie? Mă, nu te opresc două critici, mai ales că pe mine nu mă ating foarte tare nici laudele. Eu m-am bucurat în sfârșit că se vedea ceva din ce fac, dar eu nu pot să iau niciodată în serios laudele și cred că niciun om să nu pot la cap. În momentul în care îi se scriu chestii de genul ești genial, îți mulțumesc că existi. Eu nu cred că oameni normal la cap poate ia în serios lucrurile astea. Spectatorii sunt foarte generoși și cuprinde un entuziasm și un catarsis și îți spun lucruri pe care în față nu ți le-ar spune sau în viața normală, știi? Adică noi nu putem să luăm ficțiunea asta în seamă, eu cel puțin. Și atunci nu iau în seamă nici criticile vreodată în plin. Eu știu că sunt ca Ikea, mediocră, bine montată. Pot să fac o casă să arate minunat. Știi? Și sunt pentru toată lumea. Știi? Ikea nu e vreo mare rafinament, dar poți să obții spații minunate cu ea dacă e bine montată și frumos așezată. Întotdeauna m-am comparat cu Ikea. Ce tare e asta. Am înțeles. Adică eu să înțeleg că sunt un fel de pad de Ikea care joc la tine, nu? Tu nu ești șoarece, tu ești... N-am. Nu mai închei fraza asta. Că n-am, nu pot,
pe tine nu pot să te asociez cu Ikea. Deci tu cumva Ilona Castanțe este în bucățele de mobilă. Asta ni s-a spus, dar îmbrăcat frumos, ambalat poetic. Nu știu are ce. Tu ești biloiul. Ești biloiul în care bag eu. Eu sunt aia de pe Dodoașcă, cu cireașa de pe Dodoașcă de la Ikea. Eu sunt. Nu mă, dar serios. Nu. E exact cum... A început în spații mici și după aia nu te-a mai oprit nimeni. Te-ai dus să montezi. Ba la Sibiu. Ba la... Păi, cum? Dacă... De unde? Băi, pentru că noi suntem o nație destul de netalentată la scris. Asta e adevărul. Eu spun asta că știu. Și mă asum, adică și eu știu. Deci suntem o nație nu foarte talentată. Avem oameni talentați, dar sunt foarte puțini. Și atunci când cineva mă mișcă cât de cât, este foarte încurajat. Nu te lăsați, nu așa, știi, în ideea că poate progresează. Și asta a fost și cazul meu, știi? Fiind într-o parcare goală, eram mai tare din parcare, la chiar în Țara Orbilor, ca să zic așa. Suntem câțiva care scriem decent. Decent, nu strălucit. Eu nu știu să avem scriitori de teatru străluciți noi. Avem oameni care scriu decent, plăcut pentru actori, plăcut pentru spectatori, dar noi nu avem, în afară de Caragiale și de Hai Camil Petrecu a scris niște lucruri simpatice, Mihail Sebastian, noi nu avem mari dramaturgi, n-am avut, nu avem o tradiție, suntem destul de prăpădiți la capitolul ăsta. Lioară, eu sper să avem între noi, pe aici, printre noi și public care îl iubește pe Shelley și îl urmărește pe Shelley și n-aș vrea să duc discuția atât de sus cât să nu facem față publicului care nu e eterogen. Păi și am folosit eterogen ca să se vadă că am lecturi. Ca să-i cucerim pe oamenii ăștia cu Shelley. Vrea și Ilona să zică ceva. Zi, Ilona. Nu, Lioară, ziceam doar că el a folosit eterogen și probabil între timp. Aici la ea e. Ce înseamnă? Că până acum am înțeles că a dat un interviu. Că eterogen, că publicul nostru e eterogen, că cu tare, dar el, uite, în ochii lui e negru acolo. Ai căutat între timp ce înseamnă eterogen? Băi, dar eu trebuie să povestesc asta, Lioară, că mi-am adus aminte acum. Eu nu aud pe Ilona. Și eu aud destul de... Asta vreau să te întreb. Nu auzi în valuri, așa? Eu nu aud deloc. A, eu aud un pic aproape departe. Dar da? Oricum a spus foarte frumos ce a spus. Zi, că vreau să povestească ceva haios. Zi. Lioară, mai ții minte că eu am dat un interviu la un moment dat în... Nu mă auzi, Marius? Nu. Nu te-am zis. Eu nu. Asta este. Se scoatem pe tine și rămânem noi două. Minte. Jur că nu aud. Nu mă auzi? Uite, ies și mai intru o dată, dar nu aud. Asta vorbiți, povestește. Ies eu și intru din nou. Eu te aud impecabil. E de la el. Da. Ies eu și intru din nou? Da, gata, lasă că ai ieșit. Mi-am adus aminte când am dat eu interviu ăla într-un ziar, nu mai țin minte în ce ziar era. Și eu am răspuns la interviuri în scris și după aia mi-au refăcut ei interviul, dacă mai ții minte, cu tot felul de cuvinte din astea de care nici eu nu știam ce înseamnă. Era atât de elevat că mi-aduc aminte că am vorbit mult despre asta și am râs foarte tare, că nici eu nu știam, nu știam cuvintele din interviu ăla, nu știam ce înseamnă chestia aia. Eu mi-amintesc că te-a sunat Angel imediat și a zis... Ilona, și tu ai dat interviul ăsta? Da, mă, da. Tu destul de așa. Da, deja te simțeai pusă la zid. Da, de ce? Ce înseamnă intrinsec? Și tu ai început să râzi și ai zis, nu mă, mi-a făcut aia, mi-a luat, mi l-a... Da. Dar real, Marius a dispărut? Nu, intră înapoi, a intrat de pe laptop, acum se intră iar, nu știu ce tu faci acolo. Mă auzi? La mine viața e mai complicată decât la alții. De la mine vi se trage? Nu. Nu, nu. Acum au pe toată lumea, de n-aș mai auzi. Că nu m-a pus din vorbind. Că tot se întreabă de scris. Dacă mai puneți-mi un vin, vă rog. Da, un vin, alb, total, da. Mulțumesc. Dar nu știu cum vorbești în casa acolo cu Doamne. Ce milă, deci să rupe sufletul. Și să rupe sufletul când îl vezi cât de singuratic, nu spune singur și vorbește singur. Există și oameni săraci pe lumea asta. Ai noroc, șoarece. Noroc. Tu ce bei?
din ăsta, cidru. Vai, dar ce păcătuiești? Păi tu ăsta ai intrat în păcat cu cidrul ăsta. La viața pe care o duci tu? Iadu-mă mănâncă. Iadu-mă mănâncă. Am înțeles. Okay. Ce spunea Ilona? Ce întrebai pe Lia? Nu, îi povesteam ceva, dar n-are sens. O istorioară. Asta cam cum ai făcut tu zilele trecute când ai folosit un cuvânt și ai zis că ai un public heterogen. Și ai vrut să zici că de fapt e un public variat, așa, un public... La radio, la Cândea am zis. M-a invitat Cândea, compozitorul nostru, într-o emisiune la el, în direct. Și am zis, păi eu, nu, actorul n-ar trebui să aibă o părere despre un partid sau opțiune, pentru că noi la teatru avem un public heterogen și de la PSD și de la UDMR și de la... Păi și ai zis bine, de ce râdeți? Nu înțeleg. Ce păi de heterogen? Râs? Păi ce înseamnă heterogen? Păi exact asta înseamnă. Păi heterogen? Nu înseamnă. Da. Ia scoate, bă, dicționarul noastre, că noi este opusul lui omogen. Păi exact. Ce-ai vrut să zic? Eclectic. Pe acolo. Păi, n-am folosit eclectic, că nu știam. Dar ai folosit heterogen, care e foarte bun. Ce-ai? Am întrebat-o pe proasta de Ilona, că uite mă și enervez. Hai, bă, heterogen. Care este diferit prin însăși natura sa. Din părți sau elemente ale unui întreg care este diferit în ce privește originea, iată, compus din elemente diferite, deci exact ce ai zis. Păi din cauza Ilonei, că eu i-am spus după aia dacă am greșit. Care pune în relație elemente diferite. Dați-mi prin plan la Ilona. Dați-mi prin plan la Ilona acum. Măi, care Ilona, nu are unitate. Care ce iartă-mă, dar dacă în emisiunea asta voastră a ajuns Ilona să fie Dexu, eu nu vă văd bine. Tu ce măi, Panarama, eu nu știam. Stai-mă puțin! Păi dar eu n-am înțeles ce ai zis tu, că n-am... Ei, n-ai înțeles. Du-te de aici că ai înțeles perfect. Ai vrut să mă faci să mă simt prost. Vai, șoricătură. Și mai și râdeai ca prostul acum de tine, de ce ai zis. Da, de ce am zis. Din cauza nesimțit asta care mă aduce într-un... Nu te mai întreb niciodată. Nici cum să faci o operație pe cor, nu te mai întreb. Da, chiar... Mai și susțineai sus și tare. Păi vezi, asta înseamnă că nici tu nu știai ce ai zis acolo. Tu ai folosit cuvântul A zis din instinct, pentru că e cu mințel așa, a crezut că tu știi mai bine ce zici. Și omul a zis că zic, băi, Ilona, am greșit. Și a zis, da mă, cum să spui așa ceva? Ai zis în direct, m-a întrebat, zic, da. Aoleu. Și are ce? Tu din emisiunea asta o să ieși. Am ieșit de toți pereții. Uite, să miră și oamenii decât de. Să știi că toată lumea știe că e un băiat deștept. Adică nu e ca și cum trebuie să ia toată lumea după mine. Că e clar că și-a dat toată lumea seama că el a zis corect, oameni buni. Eu am greșit, l-am corectat. Deci, dar ce mi-a făcut? Mi-a zis, cum să zici așa ceva? Exact, uite, e lipsă de cultură ce se întâmplă aici. Pe bune, nu se poate. Nu se poate. Zi Lia, ce cauți tu la un actor? Acum sunt și după un cidru și are sigur tu spui întrebarea asta. Deci, reformulez. Ce cauți tu la un actor mai trecut de prima tinerețe? Așa. Șoarece, acum hai să mărturisim. Ce cauți la un actor acasă, în primul rând? Ce cauți la un actor? Păi acum ce caută toate fetele când se duc la un actor acasă? Ilona, de exemplu, când vine la mine caută cafeaua. Șoricătură, eu am în spectacolele mele am numai prieteni. Deci eu caut să fim prieteni, să... După ultimele zile mă cam îndoiesc, dar să zicem. Asta e, ce să facem. Dar în general numai prieteni am în spectacolele mele și partea igienică și foarte bună și foarte folositoare spectacolelor este că îmi fac prietenii numai pe bază de admirație. Și atunci el cumva e un cerc vicios. Am prieteni pe care îi admir în general pentru că sunt buni actori. Și atunci e destul de simplu.
de nu mai avem alte castinguri, alte căutări, alte. Iarăși o parte bună e că nu sunt un om cu idei fixe în materie de prieteni, adică sunt, deși sunt destul de purie, așa, mai trecută, continui să-mi fac prieteni cu seninătate și cu prospețime, aș putea zice, astfel că în spectacolele mele apar mereu oameni noi și în viața mea apar mereu prieteni. Te-am lăsat. M-am simțit atât de singură în momentul ăsta că mi-am dat seama că în viața mea n-a mai apărut nimeni de câteva luni. Păi n-a apărut în viața nimănui. A și fost. În viața mea au apărut spectatorii cu care m-am prietenit. Avem niște prietenii legate pe aici. Și are ce dată ești conștient că asta ce faceți voi aici de copii rebeli și așa, nu s-ar uita nimeni dacă voi n-ați fi artiștii care sunteți și dacă n-ați fi clădit ce ați clădit până acum. Adică și tu și noi. Păi tu acum cu chestia asta mi-ai anulat toată cariera de televiziune. Nu m-am anulat nimic. Asta este jucurile voastre în pandemie, dar oamenii au o poveste mai veche cu voi și în care eu știu cine sunteți voi, ce voi să faceți, ce forțe sunteți pe scenă și atunci e amuză să te audă că zici influencer și nu știu ce și pentru că astea sunt niște privilegii să te vadă bătând câmpii în felul ăsta și pe tine și pe Ilona. Dar oamenii știu cine sunteți voi și ce puteți voi să faceți. Da, uite, eu sunt chiar curios dacă cineva ne-a descoperit doar aici pe canal, că și pe canal se pot descoperi oameni și nu ne-a văzut la teatru niciodată. Sunt curios, uite, chiar sunt curios. Dar să trecem mai departe, aici la mine în subiecte, că am pregătit subiecte, aici zice că la un moment dat ai lăsat teatru și ai ales televiziunea. Șoarece, ce să zic? O zic adevărul. Marius, ce să-ți spun? N-am ales eu, ea m-a ales pe mine. Și în cazul meu chiar n-ar fi o minciună. E de precizat că eu nu mă mai... Voi știți asta, cred, amândoi, că nu mă mai uit la televizor de foarte mulți ani. Și bine fac. Eu unul dintre televizor. Alături de lăsat de fumat, e și asta o chestie de care sunt mândră, că nu mă uit la televizor. Deci simplu fapt că vreodată am acceptat sau voi accepta de acum încolo să mă duc într-o emisiune televizată este din start un act de ipocrizie. Și părerea mea este că există un tribunal suprem al ipocriților care te amendează. Și da, eu am fost într-o emisiune de televiziune și dată fiind părerea mea despre televizor de mulți ani încoace, a fost un soi de compromis, un act de ipocrizie. Eu, în principiu n-aș avea ce să caut în așa ceva. Dar de ce? Adică, de ce? N-ai avea ce să cauți tu pentru că tu ești altfel decât televiziunea sau că televiziunea nu te merită pe tine? Sau cum? Niciuna dintre astea două. Nu aș avea ce să caut pentru că ea în sine, televiziunea, este un produs deloc cinstit. Televiziunea nu e un produs cinstit. Întâmplarea face că unde am ales eu să mă duc, experiența în sine a fost fenomenală. Pe aia nu regret deloc, am avut-o și ea, a fost extraordinară. Experiența cu oameni simpatici în jur, cu care m-am înțeles minunat. Dar experiența de televiziune, de după, de felul în care a fost împachetată treaba asta, a fost o experiență foarte, foarte traumatizantă, dar nici pe aia nu o regret. Pentru că asemenea lecție nu o primești des în viață, știi? Și când faci ceva mediocru spre mine, cum fac eu, ajungi să ai o viață foarte confortabilă. Și oamenii din jurul tău sunt aceia cărora le place ce faci tu, care cumpără produsul pe care tu îl reprezinți, îl livrezi. Și atunci tu nu te lovești de tăvălugul ăsta pe care îl presupune televiziunea. În momentul în care ai apărut la televizor, lumea te confiscă. Ești al oricui. Oricine poate să te facă zeului sau să dea cu tine să te arunce drept la vecin. Deci dacă eu vă arăt pe Instagramul meu mesaje de la o secundă la alta în timpul difuzării acestei televiziuni cu oameni care îmi spun că
Dumnezeule mare, eu având acum un mod de exprimare ușor diferit de ce se practică la televiziune, au fost oameni care au fost foarte surprinși și surprinși plăcut din motivul ăsta. Pe de altă parte, au fost și oameni care nu au înțeles nimic din ce vorbeam și au presupus că eu înjur non-stop pe toată lumea, cu cuvinte măsluite. Și să vedeți voi pe Instagram-ul meu cum am eu mesaje de ode de cât sunt de mișto și în secunda 2 niște înjurături din alea de n-am pățit de când am făcut gluma aia despre Dragnea pe pagina mea și au început să curgă înjurăturile de mi-au oprit comentarii. Dar, de exemplu, să ne deschizi și nouă o școală de hate la care să se înscrie și Ailona Brezoianu. Pentru că ea încă nu face față la înjurăturile astea. Ea a avut o cădere nervoasă în direct cu spectatorii lui. A avut o cădere nervoasă, era cât pe ce să plângă, nu mai știam noi realizatorii cum să facem față. Publicul a început să o mângâie pe cap, pe mână, pe unde a putut fiecare. Cum să luăm hate-ul ăsta? Adică cum să ne raportăm la hate-ul ăsta din online sau de la televizor sau pe unde mai apărem noi? Sau ne merităm soarta din momentul în care apărem și ne expunem, ne merităm soarta? Mă, părerea mea este că primul antidot împotriva pe mine mă și enervează. E alcoolul, primul antidot. Alcool, e bine să fii beat mangă non-stop. Că atunci mă enervează că a intrat atât de tare în folclorul românesc acest termen, hate. Hate reală, hate, toată lumea zice. Mamă, dar un hate, dar nu știu ce, s-a și stabilit că este la masculin, iarăși asta mă enervează. Dar, e feministă? Nu că sunt feministă, nu știu cum au hotărât românii că hate e de genul masculin. E un cuvânt în limba engleză. Ești feminină? Nu se poate număra, nu se poate, să stabilești genul unui cuvânt, numeri unui substantiv. O ură, două uri. Un hate, doi hate. Adică scărâmpă. De ce e la masculin? Așa. Dar asta vreau să vă zic că o primă măsură de precauție ca să reziști la valul de furie și de ură care poate veni vreodată. Uite, ura e feminină, ne scrie cineva că ura e feminină. Păi aia zic că nu înțeleg de ce hate-ul e masculin. Că ura e feminină. Pentru că trebuia să avem și noi ceva. Și cum ai putea să-i numești pe ăștia? De exemplu, e o comunitate din asta care, bă, se pun toți și scriu acolo mesaje urâte. Nu știu, cum am putea să le spunem? Că eu îi numesc... Ei pot fi numiți foarte, foarte... sintetizat, așa, foarte simplu, descreierați. Sau da? Eu le-am mai zis și nesimplu. Nu, descreierați. Deci nu se poate ca tu să investești atâta pasiune. Mie mi-e drag orice fel de public. Eu iubesc publicul. Pentru mine chiar și înjurăturile sunt ca o mângâiere. Poți să investești atâta pasiune negativă în ceva atât de neimportant cum este o emisiune. Nu se poate. Am gustat gluma ta. Dar voiam să vă zic că măsura de precauție de valul ăsta de energie rea este, în primul rând, să nu iei în seamă laudele. Deci nu lua în seamă laudele, pentru că laudele alea, oricât am zice în copii, Ceaușescu nu a fost numai el de vină. Deci lui s-a băgat în cap că e fenomenal. Și el a crezut omul, după care s-a trezit direct la zi de 89. Nu era de vină. El chiar a crezut omul, dacă toată lumea zice că ești genial. Da. Dacă toată lumea îți zice că ești genial și tu chiar și o secundă pochetezi cu gândul că chiar ești, în momentul în care să vină găletile de ură și de vomă, poți să o iei rat. Poți să vin direct la spitalul de nevoie. Lioară, dar ai spus de... Îmi permis să spun, Lioară, că te cunosc, nu că te... Doamne eu ferește, nu că... Nu că mă iubim. Nu, dar e o diferență de... Na. Ai spus că nu regrezi nimic din ce s-a întâmplat la emisiunea cu tare, dar regrezi ceva din viața ta? Adică dacă ai putea să scoți un capitol sau să scoți ceva sau... Știi că de multe ori pe mine mă întreabă și pe mine și pe Ilona la televiziune dacă regretăm și de cele mai multe ori am spus nu. Dar dacă stau real să mă gândesc real și de adevăratele, aș scoate câte ceva, cred. N-am chestii care să mă încurce, Crâncen. Cred că regret că nu mi-am trăit mai bine studenția în facultate. Am ieșit foarte, foarte nesigură de acolo și am pierdut foarte mult timp. Adică tu știi că ai fost în viața mea în aia 10 ani
și tu știi că ai fost dintre oamenii care la un moment dat mi-ai zis: băi, Lioară, dar tu când, când te urci pe scenă? Pentru că eu nu mai aveam curaj să joc. Și tu ai fost dintre oamenii care mi-ai zis: tu cât, cât mai stai cu nu, să nu joci? Deci mi-am trăit prost studenția. M-am intrat în facultatea aia ca să mă complexez. Și aș aborda astfel, știi? Studenția. Dar în rest n-am. Știi tu de vreo căcănărie mare pe care am făcut-o eu? Nu, eu nu mă bag în viețile la oameni. A? Nu mă bag. În afară de... Eu aș l-aș scoate pe băiatul ăsta care se ocupă din backstage-ul nostru. De exemplu, regret că l-am ales și aș scoate asta. Dar tu, Ilona? Băi, eu am mai fost întrebată chestia asta și de cele mai multe ori am răspuns că nu, sincer. Chiar nu am niciun regret. Mi se pare că am învățat din orice, chiar și chestii mai... Adică n-aș schimba nimic. Nici măcar dacă ar fi să schimb parcursul ăsta al meu mai dramatic, al ultimele, să zic că, bă, uite, nu mi-ar fi plăcut să trăiesc aia, adică și voi probabil că știți exact despre ce vorbesc. Cred că a fost o experiență interesantă, chiar dacă a fost grea și așa mai departe. Adică, na. Mă am înțeles că n-am înțeles nimic. Ce a trăit asta greu, șoarece? Ce a trăit Ilona greu? Asta a trăit. Mă refer la problemele pe care le-am avut eu de sănătate și așa mai departe. Astea să zice... Alea n-au fost alegerile tale. Marius zice din ce am ales să fac. Doar tu n-ai ales ce fac. Da, nu mă gândeam la alegeri. Mă gândeam doar că întrebarea în sine așa m-a adus... Păi așa stai așa, că mi-aleg și eu să nu mă fi născut în România, să mă fi născut în fica lui. Exact. Dacă mă dă la actorie de mică. Nu m-am gândit la întrebarea asta de ca și cum aș, dacă aș regreta ceva ce a ținut de mine. Asta ai întrebat, nu? Asta ai întrebat, Marius? Da, asta am întrebat. Ceva nu, de ce dacă ai face altfel? Nu, da. N-am, asta nu am. Dar tu, Marius? Bă, sunt multe, probabil, pe care le-aș face altfel acum. În principiu, așa, sunt mulțumit cu ce am ales și cu ce am făcut. Dar la 42 de ani, acum în octombrie, nu știu tu, Lia, cât ai, nici tu, Ilona, și nici mă interesează, sincer, să fiu. 39? 51 de ani? Nu, știu. Băi, Ilona, dar emisiunea asta era pentru tineret, frate. Stai că am avut șocul. Mamă. Deci te-ai dus puternic în față. Șoricătură, dar hai că nici tu nu mai ești ce erai. Hai, ai trecut de 40. Păi tu știi că eu, de exemplu, de la cum se cheamă la Ilona? E? La tare și mare. Fofleu? Am ajuns de la Fofleu. Nu, de la Fofleu aproape am ajuns pe Șcău. Eu am avut o criză. Știi, Lioară, ce zic? Că de la Fonfleu ai ajuns Fleșcău? Da. Asta e drumul, șoarece. Toți o să ajungem acolo. Toți, da, o să ajungem. Noroc că aseară am dat de doamna doctor Suzana de la Constanța, căreia îi mulțumim, care ne-a zis că acest Fleșcău se rezolvă, se poate transforma în Fonfleu cu acid ialuronic. Aha. Deci da. Cumva m-am salvat. Tu ai văzut aseară, Luca, cum avea el Fonfleu natural? Băi, da, mă, da. Este ce mă bucur. E, avea, dar avea și lipse. Avea și multe lipse. Ce lipse avea? Ce lipse? E, nu știu nicio lipsă. Era lipse de... Nu era lipsă. Ei, avea niște lipse, dar nu pot să-i le spun. Avea lipsă că-l văzusem la 4 ani, ultima oară, și acolo l-am văzut acum. Am crezut că e șocant. E șocant să vezi... Oamenii ăștia care erau copiluți și acum îi vezi, Dita, mai... Ia uite, ia aici pe emisiune, ți-a spus mulțumesc. Tu ești... Da, el e ăsta, Luca L.R.T., adică Luca Arte. Dragule, te-am văzut când aveai 4 ani, te-ai dezvoltat frumos. ești bine, Luca. Ești bine. Mi s-a părut că ești cel mai actor dintre ei, sincer. Bun, încheiem aici. O să încheiem o emisiune aici, pentru că eu n-am mai fost jignit așa în direct niciodată și sper să nu mai fiu jignit în direct. Nu știu ce îi permite domnișoarei să spună chestia asta. Șoarece, dar eu sunt și șenilă. Dar mă rog. Sunt șenilă. Cum?
Sunt senilă. Sunteți senilă? Da. Senilă. Sunteți senilă. Nu-i problemă. Eu mai zic și de astea. Bun. Zi-mi puțin de... Nu știu, am vrut să te întreb de film. Deci nu are de film, dar nu te mai întreb, că probabil nu vrei scriu, să vorbești. Scriu în timpul... Ba da, scriu la Vlad. La serial. Am scris și alt. Scrii în fiecare zi, bănuiesc, nu? Și plângeți în fiecare zi? Ce plângeți în fiecare zi? Exact. Da, scriu în fiecare zi. Am scris și o piesă de teatru. Am terminat-o acum 2 zile și o să încep niște repetiții la ea. M-a inspirat pandemia asta. Îmi doream vacanța asta de foarte mult timp. Când ai scris treaba aia pe Facebook că tu te bucuri și că tu nu simți nevoia, știi cât de bine te-am înțeles? Sunt exact. Dar știi că m-au înjurat? Da, nu, aia că te-au înjurat, aia, e bine că pe aia nu iei în seamă. Mie îmi plac aia care îți spun, nu Marius, nu e adevărat, tu îți dorești să fii pe scenă. Mi-au scris și asta. Păi da, asta zic, că citeam acolo și erau, nu e adevărat, Marius, tu nici nu-ți dai seama, băi, cum credeți voi că omul este înapoiat mental și practic voi știți mai bine ca el ce vrea. Nu, eu te-am înțeles foarte bine. Deci dacă cineva a jucat mai mult decât e omenește posibil, tu ai fost ăla. Livoare, dacă ai fi obligată să-ți faci o emisiune de pe net, ai fi obligată să intri în mediul online list. Așa. Ai face o emisiune despre ce? Dar să fii obligată, de să n-ai încotro. Mai sincer, aș face, într-un fel o să ziceți că asta faceți voi, dar eu chiar aș face o emisiune despre nimic, care mi se pare cel mai ofertant domeniu. Livoare, eu aș face asta, dacă n-ar fi doamna Lidia, eu asta aș face. Dar eu am pe doamna Lidia aici. Eu am care ne întreabă de fiecare dată când intră care este subiectul emisiunii. Exact. Este mai... Da, e o doamnă mai organizată, dar eu care și când mă apuc să scriu o piesă, pornesc să scriu, cred că doamna Lidia se învârte în fața computerului. Ea nu dă bani la emisiunea asta, că dacă nu are subiect și nu e, adică dacă nu are pentru ce să plătească, nu plătește. E, înțelegi? Nu dă. Da. Se pare firesc. Are dreptate, la teatru nu trebuie să... Dacă ești cu costul gol, deci nimic acasă. Uite, ce subiecte azi? Ne întreabă Mădălina, ce subiecte azi? Azi măcar avem subiectul Lia Bugnar, pe care l-am discutat până în rănuni. Ceea ce e frumos, subiect. Da? Subiect. Ai un iubit? Asta zic, ai un iubit. Puh, ce prostie spun. Ce prostie. M-am dus într-o zonă care nu e a mea. Cred că a fost o influență de la domnul Măruță, că mă mai bântuie pe aici. Dar, Lioară, citești? Citesc la opaiți. Da, citesc. Citești mult? Mult. Mai puțin decât ar trebui și mi-ar face bine. Mie îmi place cititul mult. Dar, din păcate, în perioadele în care am scris, nu prea apuc așa să citesc, că scriu. Dar dacă ai fi să ne recomanzi un autor și un film, ce ne recomandă acum pe final de emisiune? Că asta de care... Nici nu scrie, nici nu citesc. Am auzit și are ce... Ce să zic? Lioară, și cartea lui era îmbalată. Da, văd și are ce. Și are ce să spun? Ce ai însămânțat, asta ai acum. Exact. Da, asta chiar e frumoasă, știu. Am făcut o cadou, i-am făcut un cadou lui Laurențiu Damian și mi-a zis că e superbă. Eu aș recomanda un autor care se cheamă Jonathan Safran Foer și care este unul dintre oamenii foarte, foarte notează Panara, cum te cheamă? Am ținut minte. Jonathan Safran Foer e un băiat, nu e, e destul de tânăr, are 40 de ani, cam așa. Și cartea se cheamă Iată-mă. Mă și uit dacă o am aici, stai un pic. Ia uite-o. Ca să vedeți că nu vă păcălesc. Da? Iată-mă. Jonathan Safran. O să țin minte că e ceva cu Foer și o să o caut. Foer se scrie. Bunica lui e
am crezut că româncă, se pare că ucraineancă, ceva, ceva e cu băiatul, evreu altfel, dar atât de talentat. Și când citesc oricum, când citesc oameni din ăștia, îmi dau seama și mai tare cât de netalentați suntem noi. Dar dacă este să numim un prieten și scriitor foarte talentat, care este prietenul tuturor al nostru, al tuturor trei, Ilona, Marius și Ilia, sau cel puțin mie foarte apropiat, dar și vouă, este Andrei Crăciun, pe care îl recomand cu toată siguranța că nu veți fi dezamăgiți. El este excepția care confirmă regula. E cum? Se cheamă Floating Books. Sunt cărți plutitoare și mi-a plăcut mie foarte tare senzația asta că cărțile plutesc. Ce le-ai pus acolo? Cred că le împinge cu puterea gândului. Da. Eu le-am citit și acum ele sunt în capul meu, știi? Da. Se cheamă Floating Shelves. Căutați Floating Shelves pe net și o să vedeți. E un sistem foarte simpatic. Cineva, dar floating asta cam noi floating. Asta avem nevoie. Da. Crezi că e ceva în regulă cu mine dacă sunt mai mult materialist decât lecturist? Nu. Marius, acum la câte spectacole aveai tu și totuși erai unul dintre oamenii care trăia din teatru și trăia decent, mi se pare normal să te preocupe situația financiară, că na, te-ai obișnuit cu un anumit nivel care nivelul a dispărut cu desăvârșire. El nu mai e. Oare dacă am ajuns să beau vin la pastilă, iau pastilele, dizolv într-o damingeană, trag cu furtunul, n-am mai tras cu furtunul în viața mea de medicină pe nas, că nu știu. A? Există vin la pastilă? Da, bineînțeles, dar dacă vrei, vii la mine, te servesc o vodcă de pufaică extraordinară. I-au dat bloc doamnei Lidia. Cine-i doamna Lidia și cine i-a dat bloc? Doamna Lidia, doamna Lidia e doamna cu subiectul și că nu i-am dat bloc, dar nu-i dăm bloc la nimeni. Nu i-am dat bloc. Bun, în încheierea emisiunii noastre, dragă Lia, asta a fost. Uite, i-a dat bloc, cică vina mea. S-ar putea să-i fi dat bloc, din regie. S-ar putea să-i fi vai de mine, nu se poate să faci așa ceva. Dar ce v-a făcut, mă, femeia, că nu poate de... Ei, nu m-a glumit și omul cu noi și noi ne-am distrat cu ea, cu replica ei, că ne întrebam fiecare zi ce subiect avem. Și noi, cum nu aveam niciun subiect, ne-am simțit puși la zid și aia e. Dar văd că folosiți cuvântul, verbul la trecut, deci chiar femeia nu mai e. Sperăm că mai e, dar mai e la emisiunea noastră. Atâta tot. Virtual. Stai că aici trebuie să am un moment de publicitate. Dragi telespectatori, fiind o emisiune de cultură și care cultura nu se apreciază în România, pentru că nu mai sunt valorile de altă dată și nu mai avem standardele foarte înalte la care ne-a ridicat, eu vă rugăm să încurajați emisiunea cu un like, cu un subscribe și cu ce trebuie făcut acolo pentru canalul de YouTube, că nici eu nu mă pricep mai mult decât voi și nici mai mult decât fetele astea din fața mea, care uite cum se uită la mine ca la un zeu. Publicitate. Mă, acum aș vrea totuși să precizez, până ieșim din emisiune, da, că ce am spus eu cu netalentul în materie de teatru, e așa la nivel de țară, că dintre atâția oameni cât suntem foarte puțini care scriem cât de cât decent. Și aș vrea să spun că dintre oamenii care îmi plac, adică îmi place de ei cum scriu, unul dintre ei e Mimi Brănescu, ale cărui spectacole. Cred că puțină lume știe că Mimi Brănescu scrie scenariile de la Fierbinți și are câteva piese foarte bune. Cei care știu că scrie la Las Fierbinți nu știu ce spectacol, ce piese bune de teatru scrie. Și cei care știu de teatru nu știu că el e și scriitorul de la Las Fierbinți. Mimi, o dată foarte talentat, așa. Ce să zic, nici el nu e să dai cu căciula în câini, dar e cât să-l admir și să mi se pare că e mai bun ca mine. Asta e expresia cu căciula în câini, eu am de la Ilona, ca să știe, să nu vă mirați. E de la Giurgiu. Acolo ei când se nășteau, mama așa zicea, am dat cu căciula în câini.
Da, eu mă uit cu mare drag la spectacolele lui, mi se pare extraordinar de inventiv și de talentat. Și mai sunt așa, adică și Radu Iacoban îmi place cum scrie. Da, toți în afară de noi care facem emisiunea. Dar voi nu scrieți, fraților, voi scrieți, nu scrie, e un fel de a zice, dacă iei emisiunea asta și o transcrii, ea este o piesă de teatru. Ilonașule, tu știi că astăzi am primit un mesaj de din Senina, așa mi-a scris o tipă, nici nu mai știu cum o chema. Bine, astea nu le luăm în seamă, dar apropo de asta, că mi s-a părut haios că tocmai astăzi spectacolul Fata din Curcubeu mi-a schimbat viața. Vă ador și vă, ăla ne include pe amândouă, că nu-mi vorbea mie cu dumneavoastră, ziceați ceva la singular. Deci cineva astăzi mi-a zis de Fata din Curcubeu, pe care probabil l-a văzut acum, când putea să-l vadă? Acum 10 luni. Că noi nu am jucat în ultimul timp deloc. Am înțeles că a fost scos de pe afiș, nu? A fost scos de pe afiș. Și Ilona, pentru că a repetat cu Bendeac și nu știu ce, n-a mai jucat, știi? Dar uite că cineva s-a gândit la spectacolul ăla. Am mai prins, cred că am jucat după ce am scos de afiș, am mai jucat odată în timp ce repetam. După aia a venit chestia asta, deci am mai jucat odată după ce am jucat. Oricum, dragilor, mi-ar plăcea să depănați amintirea asta la telefon. Adică, da. Și are când v-ați întâlnit la o suietă la care noi stăm și ne uităm că... Iartă-mă, iartă-mă, băieți. Marius, vreau să-ți amintesc că pe 21 mai ne vedem la... Vai de capul nostru. La pe 21 mai, vai de cap. Avem aici, pe 21 mai, online, live. O să în direct, în direct. Cu marele actor Marius Manole, lucru care mă... Uite, Ilona ar putea să vină să joace soția mea, aia pe care o văd că plimbă câinele. Da, da, da. Uite, cineva te știe de la Fata din Curcubeu. Dar uite că nu ți-au răspuns oamenii, dacă sunt dintre cei care... Da, da, ne-au răspuns. Trebuie să ne uităm noi pe comentariuri, pe comenturi că au răspuns. Au răspuns, au răspuns. Dar nu prea au fost comentarii. Vine să crezi. Ioară, îți vine să crezi că 756 de oameni din România se uită acum la noi? Că mie nu vine să cred. Șoarece, nu. Și mi se pare, deci mie mi se pare îngrijorător, sincer. Băi, dați-i blog, bă, vă rog eu frumos. Deci nu mai am. Trebuie să închei aici emisiunea, măi. Ce jucați pe 21? Ce jucăm pe 21? Aici nu se simte. Aici nu se simte. La... Institutul Creator. Vezi că o să dea lumea în tine. Aștept de la ora, la ora 8. Aștept să dea lumea mine. Sunt băcită la chestia asta și vreau să vă zic un lucru, copii. Băi, acum cu impactul ăsta al meu, că am fost în ochii lumii și au reacționat oamenii, prima dată primele reacții au fost ceva de ridicat în slăvi, ceva de n-am pomenit, lucru care mi-a activat foarte tare sentimentul de impostură, după care au început să arunce cu lături. Băi, și vreau să-ți spun că fac mai bine față la aia cu lăturile decât la aia cu ridicat în slăvi. Adică amândouă sunt deranjante și dezechilibrante, dar decât lauda deșențată, mai bine lasă să te... Și câtă vreme oamenii te înjură fără cratimă, ești în siguranță, că nu te pătești. Bă, acum o să râs, dar chiar sindromul Lioară, sindromul impostorului chiar există, chiar există, chiar există în psihologie. Chiar eu am făcut, m-am vrut să mă duc pentru asta, să rezolv chestia asta. Știi că există sindromul impostorului. Aha. Păi o există, da, există. E normal. Păi, da. Hai, că înțeleg că nu ești de cum a ieșit emisiunea, te văd isteric, să închizi și nemulțumit. Nu, am depășit, suntem la 1 minut și 20 de minute. Nu știu dacă știi că a trecut o oră și 20 de minute. A, nu, ok, dar oricum eu n-am avut de la început, n-am avut nimic de zis, oarece. Nimic n-am avut de zis. Ioară, noi numai oameni de ăștia. Eu pare m-am vorbit 3 cuvinte, dar mi-a plăcut să vă ascult. Mie îmi place să stau, să ascult, aș asculta, eu aș mai sta 2 ore acum în live-ul ăsta, nu am nicio treabă. Păi adu sticlele de bere, adu țigări, hai să rămânem, să petrecem cu toți. Ilonaș, felicitări pentru Ai Umor.
Ai avut umor, ai fost haioasă, băiatul ăla scrie foarte bine textele. Era și foarte frumos îmbrăcată, nenică, și foarte frumoasă. Era, ai văzut ce frumoasă era? Șoarece. Eu m-am mirat, că eu n-am recunoscut-o. Eu am crezut că a pus pe cineva în locul ei și a scris jos Ilona Brezoianu la era început. Da, după da. Aia, după trăsături, mi-am dat seama că ea s-ar putea să fie. Ok. Le zic și eu la revedere oamenilor, cei 750 care s-au uitat. Dacă s-a întâmplat și din cauza că am fost eu aici, dar înțeleg că oricum atâția aveți în fiecare seară. Nu, dar... am mai scăzut în seara asta, dar nu face nimic, lăsați. Șoarece, șoarece, da. Așa se verifică o prietenie. Să inviți în emisiune un om care știi sigur că îți intră la apă riciu. Da. Ai intrat în limbajul nostru. Ai început să... O să râzi tu, să vezi tu ce rol ți-am scris acum, exact numai așa, handicapiu. Vorbește personal. Nu, te rog eu frumos, nu mă mai fă de rușine, te rog mult. Crede-mă, deci ți-am scris un rol de handicapiu, o să vezi. Hai, vorbim. Mulțumim, Livoare. Nu, nu, să nu închizi, să nu închizi, mai rămâi 5 minute, să închem emisiunea și revenim. Bine. Pa, Ilonaș, pa, pa, comentaci. Pa, comentaci. Pa, comentaci. Pașoarece. Trebuia să facem o poză, stai nu ieși. Da, da, da. Trebuie poza pentru Instagram. Aranjați-vă un pic. Eu vreau cu tricoul ăsta, dar nu știu cum să ridic la... Dacă ție se pare că e ceva aranjabil. Mie mi se pare că-s bine. Se pare că am dinții negri de la vinul ăsta. Păi chiar i-ai. Și m-am dat cu ruji într-o parte mai prost. Mi se vede ca și cum aș fi gura strâmbă. Nu mai vorbit. Uite la Olia Bugnar, care nu face nimic, ea chiar pozează. Gata, mulțumim frumos, Livoară. Mulțumim, Livoară. Pa, mamă, ce roșie sunt. M-am îmbătat, mamă. Emoția, emoția întâlnirii cu publicul. Cu publicul. Da. Băi, ne apucăm de scris? Da, eu am deja niște schițuri cu bucătele. Dacă vrei să le punem cap la cap, să le facem amândoi. Hai, le punem cap la cap și vedem ce este, că eu m-am apucat și de pian după seară, după ce l-am văzut pe Luca. M-am apucat, am învățat primele trei note. Do, eu m-am apucat de când l-am văzut pe Luca seara. Eu am trompetă, eu suflu la tot ce-i până casă. Ce-i? Ai grijă în ce sufle. Te rog, am suflat tot praful din casă, nu mai e nimic aici. Ah, ce bine. Da, eu zic să învățăm de la invitații noștri și noi și spectatorii, că totuși noi aducem invitați de varză care... Domnule, au ceva de spus. Mă întreabă cineva dacă am mai pictat. Da, am pictat. Deci chiar am pictat și o să vă arăt ce am pictat. O să... Cred că o dar să se fac... și, ai și pictură rupestră? Nu, eu n-am pictură rupestră. Te-am întrebat de curiozitate, na, ca un profan, ce sunt. Nu, n-am că n-am de viața mea. Aia o să o fac în aer liber. Vreau mâine, când intrăm în emisiune, dacă mai intrăm la ora 9, să-mi spui pe dederost, să-mi spui definiția la heterogen. Pede de rost. Ok, am înțeles, perfect. În încheierea emisiunii, fiți pregătiți cu genericul. Atâta vreau să vă zic. Publicitate. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloți, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us
lost in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați Congelat, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Dezdemona, sunt doar Marius și Ilona.